1964. Galeria Cristiane de artă modernă din Göteborg, Suedia, găzduia o expoziție selectă. Jurnaliști, critici de artă, pictori, numai lume bună cu pahare de șampanie în mâini, admirau în tăcere un tablou, piesa cea mai apreciată din galerie. Numele pictorului francez Pierre Brassot, încă necunoscut artiștilor plastici, ascundea cu certitudine un geniu. În ediția de dimineață a ziarului Posten, decanul criticilor, Rolf Anderberg, elogia creația lui Brassot. Dacă cele mai multe tablouri din expoziție sunt nesemnificative, spunea el, nu același lucru se poate spune despre lucrarea francezului. Brassot pictează cu accente puternice, dar și cu o determinare clară. Tușele penelului său se cambrează sub furia unor capricii. Pierre este un artist care pictează cu delicatețea unui balerin. Colecționarul Bertil Eklöt s-a grăbit să cumpere o piesă cu numai $700, chilipir curat. La numai câteva zile, jurnalistul Eke Axelsson a dezvăluit în sfârșit identitatea artistului, aruncând din nou presa în vârtejul unui scandal. Pierre Brassot era un cimpanzeu de 4 ani din grădina zoologică. De o vreme, Axelsson plănuia să scoată în relief snobismul artei abstracte. Ca atare, a câștigat bunăvoința îngrijitorului cimpanzeului Peter, apoi a dat maimuței cartoane, vopsele și pensule. La început, Peter a preferat să guste vopselele. Cuprins ulterior de inspirație, a început să mâzgălească cartonul. Cu cât primea mai multe banane, cu atât lucra mai frenetic. În final, Axelsson a ales 4 opere și le-a prezentat sub un nume fictiv francez. Remarcabil este că, și după detonarea farsei, criticul Rolf Anderberg insista că lucrarele lui Brassot, alias cimpanzeul Peter, erau cele mai bune picturi din expoziție. Dacă ar fi să comparăm mâzgălirile cimpanzeului cu producțiile moderne, am consona cu părerea lui Anderberg că operele cimpanzeului au totuși o coerență superioară față de unele dintre cele mai scumpe tablouri, ca cele ale lui Jean-Michel Basquiat, vândut cu $576 milioane, sau Wilhelm de Koenig, vândut cu $300 milioane, sau Jackson Pollock, $200 milioane, Mark Rothko, $186 milioane, Barney Newman, $105,7 milioane, sau Franz Klein, vândut la modesta valoare de $40,4 milioane. Oare câți cunosc faptul că unul din tablourile din atelierul lui Pablo Picasso, prețuit în mod special de artist pentru inspirația ce izvora din el, era opera cimpanzeului Congo. 3 dintre mâzgălirile lui fuseseră vândute în 2009 cu $25,000. Arta este expresia filozofiei epocii și a crezului artistului. Incoerența mesajului, promovarea urâtului și absurdului nu sunt altceva decât mărturisirea lipsei de sens a vieții fără Dumnezeu, angoasa sufletului care nu mai crede în nimic și nimeni, deși lumina se află încă atât de aproape. În fiecare săptămână publicăm un nou videoclip, așa că dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te aici pe canalul nostru de YouTube.